Salutare! Aici Cătălina, hostul vostru. Pentru cei dintre voi care ne urmăresc regulat, deja știți că avem mai multe serii de videouri pe YouTube, dar ca un mic reminder sau pentru cei care au ajuns pe canalul nostru mai recent, uite despre ce este vorba. În primul rând, avem podcastul unde eu, Cătălina, vă introduc în lumea diverselor specialități medicale, intervievând medici din fiecare ramură a medicinei. Și da, deja am acoperit toate cele aproape 60 de specialități din România. Scopul? Să vă oferim o viziune clară și informată despre ce vă așteaptă, astfel încât să puteți face cea mai bună alegere în fața comisiei de rezidențiat. Apoi, avem Mindcast-ul, găzduit de Teo. Aici veți avea ocazia să auziți poveștile medicilor rezidenți care au excelat la examenul de rezidențiat. Ei sunt gata să împărtășească cu voi tehnici, metode de învățare și abordări ori mindset-uri care i-au ajutat să aibă succes. Este un spațiu ideal pentru cei care sunt în plin proces de pregătire și vor să afle ce anume a funcționat pentru colegii lor care au obținut note mari. Nu în ultimul rând, avem seria despre carieră, inaugurată de Mihai anul trecut. Acesta este un spațiu dedicat discuției despre piața muncii din România, fiind conceput special pentru cei care au trecut pragul rezidențiatului, acela de a păși în lumea joburilor medicale. Mihai discută cu invitații săi despre provocări, oportunități, noutăți și tendințe în acest sector dinamic. Deci, indiferent de etapa în care vă aflați în cariera voastră medicală, avem ceva valoros să vă oferim. Rămâneți alături de noi și fiți siguri că veți fi mereu informați și inspirați. Dar să revenim. Astăzi intrăm în fascinanta lumea cardiologiei împreună cu medicul rezident Mihnea Casian. Să-i dăm drumul! Salutare, Mihnea! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că ai avut curajul să vii aici, de la București. Ești primul invitat care vine special să facă un podcast la noi în studio și îți mulțumim și că ai putut și ai vrut să ne ajut să mutăm câteva piese de mobilier, niște echipament de podcast. Putem să nu spunem asta, că eu par un om foarte leneș și lumea o să aibă o impresie greșită după aceea, o să mă pună la treabă. Dar este de apreciat că ai vrut să împărtășești din experiența ta cu comunitatea Grile Rezidențiat și ai bătut și drum ca să vii aici și să spui cum este rezidențiatul pe cardio. Păi, în primul rând, și eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Eu am așa o afinitate pentru voi, pentru că, evident, când eram și eu student și voiam să fiu rezident, încă nu știam că o să fiu pe cardio sau nu-mi doream cardio. Voi m-ați modelat, să zic așa, și cred că și mulțumită vouă am putut să iau un punctaj care să-mi permită să iau cardio până la urmă. Ne bucurăm că ți-am fost de ajutor, dar cum ai zis și tu, atunci când erai în studenție, nu știai că vrei să fii cardiolog? Absolut deloc. Aveai în cap altă specialitate? Da, să fii am luat toate cred că e sindromul anului 6, în care făcând stagii și simți că se apucă așa, că se apropie finalul, fiecare stagiu pe care îl faci, simți că o să vrei să faci asta. Și am trecut prin derma, prin hemato, cred că prin toate stagiile pe care am avut în anul 6, cred că și oreleu, dacă nu mă știu, că ăla a fost primul de anul 6. Am terminat cu hemato în anul 6 și evident că am spus că eu mă fac hematolog orice ar fi. Iar cu o lună înainte, cred că ziceam hemato, nu știu, aveam alte, oncologie, cred că. Iar cardiologia a fost o chestie, nu, și chiar nu glumesc, în dimineața în care m-am dus să-mi aleg ce o să, deci luasem punctajul, știam ce punctaj am, făcusem așa niște planuri. Am văzut pe Instagram la cineva un proverb, nu știu, o zicală, care mi s-a părut cu foarte mult tâlc. Și m-a inspirat atât de mult încât am zis, știi ceva, eu astăzi o să aleg ceva ce n-am crezut că o să aleg. Și m-am dus, asta chiar e o poveste și o poate confirma și colegul meu care eram acolo. Dacă mai țin, mă rog, voi încă nu știți, dar o să aflați cum este. Te duci într-o sală foarte mare și e strigat. Însă e strigat cumva de două comisii. Și pe la prima comisie, care nu e comisia finală, tu deja spui, eu aleg cardiologie București, aleg ce aleg. Și la prima comisie, la primul baraj, doamna aia mă întreabă, ce alegeți, domnule, ce alegeți? Zic, da, am avut așa un blanc și am zis, nu știu. Păi trebuie să spuneți. Zic, nu pot să spun la a doua comisie, ci că, cum vreți dumneavoastră acum, Ana? Și în fața mea, la doi oameni, era un coleg și un prieten foarte bun din liceu, care și-a luat plastică. Și fiind cumva la coadă unul lângă altul, am vorbit și m-a întrebat, ce ții până la noi? Și am zis că, nu știu, hemato.
Și el era în fața mea, el și-a ales și urmam eu. S-a întors către mine, mai șocat decât la el, să audă ce o să zici, ce o să scoți pe gură. Și eu știu că am avut așa un moment când m-a întrebat, haide spuneți odată, și m-am uitat în jos la ceas, chiar cu ceasul ăsta eram, și am zis, cardiologie București. Dar mi-a ieșit pe gură, deci vă rog să mă credeți, a fost o chestie, nu știu, ca și cum apeși pe accelerație și te duci și zici, grab the wheel. Deci tu practic n-ai avut niciun proces să cântărești nu. Pro, contra ca să ajungi acum la... Acum că mă uit în spate, stagiul de care mi-am amintesc cu cel mai mult drag din facultate a fost cardiologie. Asta nu cred că neapărat prin prisma ce am făcut la stagiul, ci prin prisma profesorului pe care l-am avut acolo, care avea o personalitate și este în continuare o personalitate fascinantă și care efectiv m-a fascinat ca om și ca mod de a fi profesor, să spunem așa. Dar cardiologia în sine, într-adevăr, am învățat cu cel mai mare drag în facultate, mi s-a părut cea mai logică, mi s-a părut cea mai, nu știu, în care pot să descoperi chestii noi. Sigur că după aceea m-a urmat un bias, pentru că zici, ce să faci ca și cardiolog? O să vezi numai oameni bătrâni, o să vezi hipertensiuni, o să vezi chestii plictisitoare și asta e, dar mă bucur că m-am înșelat și că nu este deloc așa. Le poți spune oamenilor care își doresc cardio cam ce nu ți se spune și e bine să știi înainte să începi rezidențiatul pe cardio? Există o mare capcană în care cazi pentru că îți faci capcana asta și anume să-ți faci niște proiecții mentale despre cum o să fie, unde o să fii și ce o să faci. Varianta pe scurt și necenzurată și îmi pare că vă stric un castel de nise pe care vi l-ați creat este că nu o să știi cum o să arăți după primul an de rezi și unde o să fii și cum o să fie de fapt. Ca și side note, eu am ales să fac o specialitate pe care nu mă gândeam că o să o fac vreodată și am ajuns într-un loc în care nu credeam că o să ajung vreodată, pentru că eu în primii 2 ani am fost la Spitalul Militar, care în anul în care am dat eu a fost primul an în care au luat rezidenții, deci până atunci era așa un loc, fără un loc necunoscut total. Și a fost foarte drăguț că a fost așa un sentiment de, eram primii lor rezidenți după mult timp. Și după aceea m-am mutat la Fundeni, la CC Iliescu. Nu mi-am imaginat vreodată că o să am parcursul ăsta și nu mi-am imaginat că o să ajung la niște ani să am în față așa niște oportunități și să-mi aleg eu drumul ăsta și cu ce vreau să fac și așa mai departe. Chiar nu mi-am imaginat, ăsta este adevărul și cred că dacă m-aș reîntâlni acum cum eram în prima zi de rezi și ce proiecții aveam, ce așteptări aveam, cred că aș fi, nu știu, ar fi așa două universuri total paralele. Ce sfaturi ți-ai da? Mi-aș da sincer un sfat să mă duc acolo unde cineva care îți dă o părere despre un stagiu, despre cum este, e ceva pur subiectiv, iar experiența personală cred că e un lucru pe care îl, nu știu cum să zic, e foarte ușor de fraudat, fiind atât de subiectiv, evident. Eu sunt într-un loc de care multă lume poate să spunem care teamă pentru că au auzit că se muncește mult, că sunt lucruri foarte stricte. Pentru mine este un loc absolut super în care mă pot dezvolta, în care am ce să învăț și în care mă simt bine. Așa că cred că un sfat pe care mi l-aș da ar fi să nu mai ascule ce spune lumea neapărat, să-mi formez singur păreri, iar părerile ți le formez singur fiind acolo și făcând chestia asta. Și doar așa ca să vă amintiți faptul că doar pentru că îți alegi o specialitate și un loc nu înseamnă că o să rămâi acolo, probă. Și cumva eu am pornit, nu știu, cred că după prima lună de rezi, am zis, îmi place cardiologia, e interesantă, dar am zis și ceva, eu nu sunt căsătorit cu chestia asta, adică dacă nu mi-e place, pot să-mi aleg altceva, am avut punctaj mare, te poți muta ușor, poți să-mi aleg, nu știu, poți să fac absolut orice altceva, nu e nicio problemă. Și cumva așa, fiind relaxat, am luat lucrurile cum au fost și, nu știu, așa e și soarta, cred că, până la urmă, și cum îți croiești drumul. Că făcând alegeri în astea în fiecare zi, care unor par spontane și care apar de nicăieri, eu ajungi într-un loc în care îți place, într-un loc, mă refer nu doar un loc fizic, ci așa și cu ce faci, nu doar lângă cine lucrezi. După 4 ani de rezi, cum simți că te-a transformat foarte mult specialitatea ca și medic? În primul rând, faptul că interacționezi atât de mult cu oamenii și cu niște oameni care sunt puși în niște situații, să spunem, de viață, îi vezi după un infarct, îi vezi înainte de o operație pe inimă, îi vezi în fața unor decizii care le schimbă viața, capeți un awareness foarte mare despre oameni în general și asta cred că nu are de-a face neapărat cu medicina sau, mă rog, cu partea non-medicală din medicină, dacă vreți. Pentru că e mult despre oameni și despre oameni nu neapărat despre boli și despre ce învățăm. E mult despre oameni, omul așa, ca holistic spus.
Asta îmi place cel mai mult, recunosc, și contactul ăsta cu oamenii și cât te auzi, cât te îți trec pe la ureche, ce vieți, ce așa, cumva îți deschide foarte mult ochii și te scoate din bula ta de confort în care poate ai trăit o viață, din ce știai că se face sau așa. Mai departe, m-a schimbat, cred că, foarte mult și modul în care trebuie să fii, pentru că atunci când ești cardiolog și totuși e o responsabilitate pe care o ai față de niște oameni. Mare. Cred că e mare oriunde, știi? Cred că e doar un bias pe care îl avem. Ești cardiolog, ești mai, nu știu cum să zic, ce decizie ei are un impact mai mare, dar ok, pot să înțeleg, dar pe de altă parte scopul în medicină e să, măcar dacă nu salvezi un om, că poate, nu știu, nu faci ceva care salvează de la viață pe cineva, să crești o calitate a vieții. Te educă pentru că trebuie să fii unul responsabil față de tine și să nu te minți. Cred sincer, cardiologia este un loc în care e bine să ai un ego oarecum și să știi despre tine că ești capabil să faci ceva, dar pe de altă parte să-ți recunoști măcar ție când greșești. Iar greșeala este absolut inerentă. Greșind, învățând doar dacă îți poți recunoaște că ai greșit. Eu sunt un tip foarte vanitos, recunosc, și mi-era foarte greu de când eram mic și după aceea mă loc că greșesc, nu mă refer la spital sau așa, în general și în viața mea de zi cu zi. Dar te-au ce puțin cu celor pe pământ să îți dai seama că uneori nu faci neapărat ceea ce era bine sau ceea ce era corect. Apoi, cred că ce m-a schimbat foarte mult e că trebuie să fii extrem de riguros. Eu sunt riguros și par, cred că, din exterior foarte comod. În cardiologie însă nu prea îți permis să fii comod, pentru că există și o doză de neașteptat. Pacienții sunt pacienți și nu sunt boli. Da. Nu știi cum evoluează și trebuie să fii în zona ta de confort, nefiind într-o zonă de confort neapărat. Nu știi ce se aduce un caz, pentru că e ușor, știi, să, nu știu, poate ți se trimite un pacient cu un diagnostic de, și de fapt când încep să le vezi tu cu ochii tăi, să fie cu totul altceva de fapt. Și aici cred că intervine și doza de, că îți descoperă o latură așa puțin de aventurier, să spun, sau să-ți placă chestiile așa mai cu adrenalină, pentru că îți dai seama că îți place tot puțin să ai o doză de neașteptat, apropo și de ziua noastră de astăzi. Că face parte, până la urmă, din viață și din cum sunt lucrurile și că altfel eu, sincer, m-aș plictisi, sunt foarte dinamic, dacă fac același lucru mai mult de câteva ore, deja încep să așa. Ori în ceea ce fac, n-am, adică ai și n-ai o continuitate, de fapt, în mod foarte ciudat. Și m-am învățat să fiu mult mai flexibil, ceea ce nu poți să decât de câștigat. Mă întreb dacă Mihnea anul întâi, înainte să pășească pe secția de cardiologie, ar fi plecat în momentul în care s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat astăzi și ar fi zis dați-vă încolo cu podcastul vostru. Nu. Okay. Adică și contactul cu oamenii, apropo de prin ce am trecut cu noi azi, știi, e interesant pentru că înveți foarte multe fiind conștient despre în ce universuri trăiesc alți oameni din jurul tău, fie că e vorba despre o boală, fie că e vorba despre nu știu ce scenarii mentale au oamenii, e interesant să vezi chestia asta și cred că dacă le accepti că există și ești conștient de asta, câștigi până la urmă, pentru că e un awareness. Ori eu cred că cei mai buni doctori sunt doctorii care sunt aware, indiferent de ce înseamnă asta. Tot timpul să spui o întrebare și să nu ajungi la o concluzie, pentru că dacă o să zici asta e asta sigur și nimic mai putem face, că ajungi să fii într-un soi de bias permanent în care vezi doar asta și nu mai e fun deloc. Ai menționat că multora le este frică de spitalul unde lucrezi pentru că este considerat foarte greu. Are o reputație, într-adevăr, okay. Și până și să ajung acolo, am intrat așa ca idee, mi-a ajuns la ureche și am auzit numai niște păreri total, că se muncește mult, că e greu, că sunt standarde foarte înalte, ca așa. Eu recunosc, sunt foarte perfecționist, mai perfecționist decât trebuie și îmi place să fac lucrurile într-un anumit fel. Înțeleg chestia asta și înțeleg nevoia de a face lucrurile într-un anumit fel. Locul în care sunt însă este un loc foarte bun ca să înveți, pentru că îți imprimă un stil. Venind din alt loc, când am ajuns acolo, asta mi s-a părut așa puțin, am fost șocat puțin, adică nu aveam această, nu știu, continuitate sau nu știu, să am niște repere foarte clare când îngrijesc un pacient disciplină. Și să țin la el, exact, o disciplină. Ori faptul că ți se imprimă această disciplină nu face decât să te călească efectiv și să
poți să îngrijești oameni într-un mod în care eu mă simt bine. Pentru că aici intervine și alt lucru, la finalul zilei, că ești anul 1, 2 sau 3 sau ești specialist, trebuie să fii împăcat cu tine și cu ce ai făcut. Împăcat înseamnă să zici că dacă eram eu pacientul și eram îngrijit în felul ăsta, aș fi mulțumit. Asta nu înseamnă doar că ai luat o decizie medicală corectă sau că ai fost riguros cu ceva, înseamnă și modul în care interacționezi cu omul, cu pacientul. Iar asta de multe ori cred că e neglijat. În locul în care sunt însă din fericire se pune accent și pe asta și cumva la mine era o chestie naturală să-i explic pacientul ce se întâmplă, să înțeleagă, să fie cumva implicat în procesul bolii pe care el o are, evident, că ăsta e un lucru normal. Așa, altfel, cred că dacă ești expus unui mediu în care nu se pune mult accent pe ei, spune pacientul exact ce se întâmplă, care sunt pașii, să înțeleagă de fapt, o să devii puțin insensibil, cred că, la ce se întâmplă în jurul tău și până la urmă o să vină pacienții la tine, evident, pentru că pacienții vin de peste tot, dar trebuie să te uiți și de câte ori vine înapoi un om și vine să-l urmărești tu. Mm-hmm. Și asta cred că e un barometru important. Ca și atribuții STAS, ce trebuie să facă un rezident pe cardio la Fundeni? Da, e o întrebare. În primul rând, să învețe. Mai ai timp? Cred că înveți, adică când ajungi când ești rezident de fapt, ieși puțin din paradigma de te duci acasă și înveți. Înveți la locul de muncă, ca să spun așa, și înveți făcând lucruri, iar locul în care sunt, ai noroc pentru că ai oameni de la care să înveți și care sunt aplecați către aspectul ăsta al meseriei pe care îl faci. Așa că atribuții, dacă ne referim la chestii în astea, fișa postului în ghilimele, evident, trebuie să ai grijă de pacient, să te ocupi de tot ce înseamnă, nu știu, îngrijirea lui, procesul, prin ce trece, ce analize îi se fac, să-l duci în diverse locuri, să stai lângă el când îi se fac niște investigații și să înțelegi. Cumva îți permite să vezi toate părțile actului medical, fiind evident supravegheat de un medic mai mare cu experiență și pe de altă parte, evident, cu cât crești și ai încep să ai niște opinii și tu și să știi niște chestii, evident că ești mai implicat în actul medical, în sensul în care poți să ai o opinie pertinentă și să-ți o argumentezi sau să zici de ce am făcut așa și nu așa. Așa că atribuții în sine, evident, te duci dimineața la spital, îți începi ziua, eu sunt pe la spital în jur de 6:30-7 fără, sunt un om foarte matinal. Că trebuie sau mi-am făcut stilul ăsta, sincer, de când eram anul întâi. Mă trezesc pe la 4:30-5 cel târziu dimineața și vreau să am o oră pentru mine în care citesc chestii, fac chestii, scriu chestii, orice care pentru... Legat de cardio legat de, sau... Da, nu, legat de medicină, adică să încep cumva ziua cu chestia asta. Și după ajung la spital și deja eu mi-am început ziua de ceva timp și sunt în ritmul meu. Asta recunosc că e un capriciu al meu și că am tabietul ăsta... Pentru că altfel nu pot să-mi încep ziua bine dacă sunt băgat direct în pâine, să spun așa. Și evident mă duc, văd pacienții, după mă uit pe analizele, scriu medicațiile, evoluțiile și văd care e mersul cu pacientul în ziua aia, dacă are de făcut ceva investigații. Când pot, mă duc și eu evident pe acele investigații ca să văd și eu exact la un angio-CT, de exemplu, sau la coronarografie, sau dacă, nu știu, face un examen de cord, un remed, de exemplu, care e mult mai complex, chiar trebuie să mergi acolo și să vezi și e foarte frumos că ești parte la ceea ce este un medic care e de obicei un radiolog. Tu fiind cardiolog, ai inputul tău de fiziopatolog, să spun, de ce crezi că are pacientul și el spune ce vezi de pe imagini și cumva trebuie să pui niște piese la un puzzle. E foarte frumos. Asta vine însă cu timpul, recunosc. Adică poate că în anul întâi... pare mai arid, că ți se pare că faci foi externări și așa, dar îți imprimă o disciplină care mai târziu îți e de folos. Asta cu învățatul, înveți mult la locul de muncă, înveți văzând și întrebând tot timpul și acasă, evident, te uiți pe un articol, te uiți pe un ghid sau îți pui o întrebare efectiv. Dar nu știu cine vrea să audă sau nu vreau să audă chestia asta, ăsta e doar începutul pentru că nu văd viața de cardiolog, că o să fiu medic primar, că o să fiu, nu știu, oricât de bătrân o să fiu, cred că tot timpul o să stau să caut lucruri despre pacient și boala pe care o am în față. Unu, pentru că se schimbă lucrurile, aflăm chestii noi. Doi, pentru că îți formezi așa un mușchi, să zic,
în a nu mai avea o concluzie clară și a-ți pune întrebări oare ce ar putea să fie și începi să cauți. Și vreau să spun că și șefa mea, care e un medic, e profesor universitar, e medic primar, face lucrul ăsta și mi se pare admirabil, pentru că ești conștient de câți mici factori pot să fie, câte lucruri afli în fiecare zi, și e un lucru minunat, pentru că nu o să fii niciodată, nu știu, într-o rutină sau plictisit. Mm-hmm. Deci asta cu învățatul nu e o chestie de anul 1-2 de rezi, e o chestie pe viață, pentru că așa evoluești, așa ajungi să fii un medic care face o medicină, cum să zic, pe care ți-o dorești să o faci. Mm-hmm. Pentru că lucrurile se schimbă. Câte gărzi faceți la Fonteni? Acum facem 2 gărzi pe lună. Ah, ok. Hai că nu e așa rău. Da, eu fiind anul 4, acum o gardă, sau mă rog, depinde. O gardă fac linia 3, care presupune să stai pe etajul 6 unde este monitorul și să te ocupi de terapie intensivă coronariană, deci faci o contravizită la tot etajul, te îngrijești de pacienții critici, monitorizezi. Iar linia 4 sunt liniile, linia practic, 4 scuze, practic dublezi un medic jos, okay, la camera de gardă în zilele de STEMI, în zilele de infarct, și e mult mai dinamic, să spun, pentru că îți vine un infart, ajungi la făcutul foii, la ecografii, scrii. Evident că vin și pacienți foarte gravi care fac stop cum intră în camera de gardă și îți dezvolți un reflex să citești în 2 secunde situația. Adică dacă trebuie să-i pui să-i pui o dobutamină, o noradrenalină, să chemi ATI-ul, să-l duci cu ventilator la angio. E și asta o parte a unui proces de învățare. Și sunt gărzi în care nu stai, ești într-o priză continuu, vezi foarte multe chestii și trebuie să fii tot timpul foarte alert. La alte spitale este alt program, probabil? Da. Și au și mai multe gărzi? Sau? Cred că da. Eu am făcut și la militar gărzi până să mă mut, deci acum de un an și ceva m-am mutat. Și atunci făceam, cred că, 2 sau 3 gărzi, deci nu neapărat mai multe, dar era mai puțin clar ce faci, adică puteai să stai și să fii și în terapie intensivă, să faci consulturi prin spital, să stai și la camera de gardă, era o chestie mai la mică înțelegere. Acum fiecare e pe gustul lui. Mie îmi convine mai mult așa cum fac acum, pentru că știu că trebuie să fiu într-un loc și nu pierd timpul să mă duc dintr-un loc în altul, să alerg și să nu știu exact ce am de făcut. Deci, pentru o persoană care, să zicem, în timpul facultății nu a excelat la capitolul cardio, acum vorbesc și din... și eu am fost... Nu, cardio pentru mine a fost nu din prima, adică suflurile, scuză-mă, este altceva acolo. Dar dacă avem, să zicem, oameni care ne urmăresc și se chinuie cu suflurile în facultate, se chinuie cu alte noțiuni de cardio, dar în continuare își doresc, cât de mult contează cât știi în facultate față de atunci când intri în rezi? Contează și nu prea, pentru că, evident, dacă știi și se văd oamenii care cumva asta și-au dorit, pentru că pornesc cumva știind mai multe lucruri. Dar cu timpul cred că te cerne specialitatea asta, adică cei care vor să fie rămân, cei care, indiferent de cât știu și câte așa, dacă nu-i pentru ei, nu-i pentru ei, și sunt mulți oameni care nu mai fac cardio. Și cu toate astea nu se pare că e suprapopulată specialitatea, adică sunt foarte mulți oameni care... Ești cardiologi? Da, și sunt puțin tot... Adică, nu știu, este așa un paradox, pentru că cred că sunt puțin oameni în... Adică, sau sunt mulți oameni în puține locuri, cred că, de fapt, și sunt puțin oameni în multe locuri, ca să zic așa. Uh-huh. E o lipsă de cardiologi peste tot în România. Adică sunt orașe de provincie și nu mici, care au câte un singur cardiolog și la care sunt programări peste 6-8 luni. Asta nu e un lucru normal. Și în continuare... Teoretic, sunt mulți cardiologi, nu? Specialiști. Da. Sunt mulți cardiologi specialiști, dar care nu ajung în locuri în care e nevoie neapărat. Aici nu pot să condamn pe nimeni. Cred că dacă faci cardiologie într-un centru mare universitar, îți e greu să te duci probabil într-un loc în care n-ai tot ce aveai acolo. Și poți să înțeleg că e frustrant să n-ai angiografist, să trebuiască să trimiți în anumite centre pentru coronarografii, de exemplu, sau dacă ai un pacient care trebuie operat, să efectiv să-l vezi și să-l trimiți mai departe, Dumnezeu cu mila știe unde. Asta cred că e mai mult o problemă de sistem și cred că cumva asta e și, mă rog, unul dintre aspectele
pentru care lumea se ferește de provincie și de locurile mai, să spunem, mai mici sau unde n-ai de toate. Pentru că ești într-adevăr obișnuit să practici la un anumit nivel meseria asta și să ai la îndemână foarte mulți oameni care te pot ajuta. Mm-hmm. Pentru că în cardiologie, asta apropo și de întrebarea ta, cred că e loc sub soare pentru toată lumea. Dacă ar fi să mă uit așa la ce cardiologi sunt la noi în centru, fiind un centru mare, terțiar, în care se fac foarte multe lucruri, nu cred că există un profil de cardiolog. Sunt oameni foarte diferiți, care fac lucruri foarte diferite, care doar au în comun organul numit cord și vasele care ies din el, dar care altfel facem, parcă iau altă medicină, adică ce treabă am eu care sunt clinician cu ce face un angiografist, cu ce face un imagist, adică sunt așa niște lucruri, eu chiar mi se pare că pot să... Chiar e loc sub soare pentru toată lumea și indiferent de cum ești ca om, ce te interesează, dacă ai o fascinație pentru inimă din orice punct de vedere sau pentru ce face cardiologia în tot sensul ei, cred că e loc pentru toată lumea. Și nu cred că există un tipar de cardiolog, trebuie să fii într-un anumit fel sau trebuie să au suflurile. Sunt oameni care nu au suflurile, oamenii ăia se fac imagiști. Glumesc, nu. Dar, de exemplu, și eu recunosc că pentru mine este mai mult orientativ să aud suflu și acum nu fetișizez nici ecograful sau, de fapt, îl fetișizez pentru că îmi place foarte mult ecografia. Dar stetoscopul folosesc ca să mă descurc. Asta cu suflul este ceva, nu știu cum să zic, e bine să știi că există un suflu, dar acum nu cred că trebuie să cazi în 1900, semiologie, să auzi, să știi. Sigur, e un skill, e bine că l-ai, dar dacă ești cardiolog, ești tot timpul la un ecograf distanță. Ca să zic așa și poți să vezi în mare despre ce vorba. Dar, apropo de sufluri, cred că există o situație în care e bine să știi că există sufluri. De exemplu, dau un exemplu așa din clinică. Pacienții cu infarct pot să facă un defect de stâlp ventricular de la infarct, care e o complicație majoră mecanică. Uneori îți poate scăpa la ecografie și mai ales dacă faci lucrul ăsta repede. Ori dacă pui un stetoscop și auzi un suflu și știi că nu are vreo regurgitare sau vreo valvulopatie severă, îți pui o întrebare și zici, stai, asta nu e ok. Adică trebuie să iei cumva lucrurile să te ajute în demersul pe care l-ai cu pacientul, nu să te împiedici că n-ai auzit suflu și că nu știu. Nu. Trebuie să iei lucrurile, nu știu, cumva, într-un mod. Dar și dacă n-au sufluri, nu trebuie să sari peste a pune un... A ști dacă pacientul tău are sau nu un suflu. Asta e... Nu. Trebuie să fie aplicat și metodic. Dacă stăm să analizăm ultimii ani, și că știi, noi la Grile Rezi facem în fiecare an un sondaj să vedem fix înainte de examen cam ce își dorește majoritatea. Și în toți anii, cardio a fost în top 3. Toți anii. Crezi tu că... Astea sunt făcute până să-și aleagă... Până să-și aleagă. Ok. Și da. După oare cum arată? Sunt tare curios. Probabil la fel. Adică okay. Este psihiatria, radio și cardio sau mai iese psihiatria și intră derma pe acolo. E, dar cardio este întotdeauna. Și ai vreo idee de ce este cardio atât de mult dorită? Are legătură cu faptul că poți să devii și pe imagist, să te duci pe imagistică și să faci și mai multe? Nu. Sincer, nu cred că... Sau... Eu când eram student, de exemplu, nu cred că lumea își punea problema așa. Sau poate erau niște colegi care aveau așa o dorință să se facă intervenționiști. Dar cred că lumea, nu știu, accede la cardiologie așa pentru că e un flash așa, ești cardiolog, ești important, te ocupi de inimile oamenilor, ai o poveste mișto de spus, lumea te privește altfel când aude că ești cardiolog. Cred că e un bias foarte mare pe care l-ai ca medic. Să nu uităm totuși, nu mai știu cum e acum, dar eu cât eram student, cred că cel mai lung stagiu a fost cardiologia dintre cele clinice. Deci cumva are o importanță mai mare, să spunem. Și toată lumea cred că când aude de inimă așa începe să tremure, să zică, wow, inimă, stai. Cred că e mult o chestie mentală, sincer. Și o chestie mentală de să vrei să fii așa, nu știu, cardiolog, că sună bine, că faci chestii, că ajuți oamenii, că așa. Cred că lumea însă, nu știu, e interesant că totuși dintre astea trei pe care le-ai zis, cred că cardiologia e un stil de viață mai aparte decât celelalte. Adică eu sper că oamenii sunt conștienți că să fii cardiolog nu e neapărat o viață ușoară. Sau mă rog, poate să fii, mă rog, de fapt poate fi ușoară, că depinde ce înseamnă să faci un sacrificiu. Dar clar cred că ai mai mult timp pentru tine dacă nu ești cardiolog sau dacă faci ceva, nu știu, cum mai zici și tu mai devreme.
Cred că sunt alegeri și alegeri, însă tind să cred că dacă ești pasionat de interne, dacă e genul care ești pasionat de boli, de interne, Dr. House, cred că e foarte ofertant să fii cardiolog pentru că ai multe de făcut, multe de învățat și îți oferă o mare satisfacție, într-adevăr. Nu devine plictisitor? Nu. Asta vine de la un om care, când era întrebat ce vrea să se facă și mai evident că îți vâră întrebarea dacă cardiolog nu te faci pentru că, nu știu, există un bias, cred că lumea care nu e, spun de foarte multe ori bias, cred că și asta este o problemă cu cardiologii care fac studii și citesc studii. Lumea te întreabă pentru că are așa părerea că medicină, evident inima, că e un organ important și lumea zice că ok, sunt medici, sunt medici, cardiologi și ăștia care taie, chirurgi. Lumea care nu, care e non-medicală, să spun. Și m-a întrebat și pe mine, și eu le-am zis, ce să fac eu la cardiologie? Hipertensiune arterială? Oamenii în vârstă, cine are probleme cu inima, dar e atât de mult mai mult. Am norocul să fi fost expus la zona asta de boli cardiace rare și ereditare, de cardiomiopatie, de oameni care moștenesc boli la vârste tinere, de oameni care mor subit la vârste tinere, de, cum să zic, de niște, să ai în față oameni tineri care au niște modificări inexplicabile și am prins și reversul medaliei înainte, când nu eram aici în centrul de expertiză cu doamna profesor Jurcuț, când veneau oameni cu boli astea ciudate. Spoiler, mie mi-au plăcut foarte mult bolile ciudate în facultate. Am vrut să fac și reuma pentru că m-a pasionat zona asta de boli oculte, boli pe care lumea nu le înțelege, de anticorp, imunitate, chestii astea ciudate. Cumva asta am și ajuns să fac în cardiologie sau spre asta mă îndrept oricum. Lumea se întreabă, știi, și m-a atras tot timpul. M-au atras bolile astea pe care poate nu toată lumea vrea să le înțeleagă până la urmă, că nu sunt boli comune. Și de ce m-a atras asta? Pentru că simți după aceea, când ajungi de cealaltă parte, când știi ce ar putea să fie și îi spui acelui om care probabil a fost la 5 medici înainte, la care s-a spus că nu se știm, că o fi și asta o modificare, ce-o fi, îi vezi cum, nu știu, le schimbi viața într-un fel sau altul. Și poate nu schimbi, evident că sunt boli rare, adică despre ce vorbim, sunt puțini oameni care le au din fericire, dar să schimbi în așa fel viața unor oameni e, nu știu, mie mi se pare un lucru efectiv magic. Și cred că nici nu știam că există așa ceva în cardiologie, nu puneam problema care exista așa ceva, adică pentru mine cardiologia era pur și simplu trei boli, hipertensiune arterială, infarctul miocardic și poate insuficiența cardiacă acolo unde, mă rog, oricum te pierzi că nu înțelegi nimic când ești student. Ce se întâmplă după rezii? Într-adevăr există lipsă de medici în alte țări, dar nimeni nu pleacă din centrele mari. Ce posibilități? Aș putea să spun că sunt și oameni care sunt deștepți și orientați și care pleacă. Și chiar o să spun chestia asta pentru că sunt oameni care au șansa, unu, să-și facă o viață bună și doi, care au șansa să ajute niște oameni într-un mod. Să vii dintr-un centru mare unde ai fost pregătit foarte bine, să te duci într-un loc unde poate sunt niște cardiologi care sunt depășiți, care nu au, poate sunt în vârstă, poate sunt chiar pensionari, care sau niște oameni care poate nu sunt foarte interesați. Să te duci tânăr cu elanul ăsta, cu tot ce știi, schimbi viața unor oameni. Și îi apreciez foarte mult pe colegii care fac asta, pentru că sunt oameni care poate nu s-au mutat din, adică poate stau în București, dar poate se duc, nu știu, o zi pe săptămână pe lângă București undeva și dau consultații, se plimbă după aceea, se duc în altă parte. Ajuți mulți oameni și faci un foarte mare bine cu ceea ce știi. Uh-huh. Și chiar, o să spun asta, îi apreciez foarte mult pe oamenii care fac asta. Pentru că chiar sunt de un real ajutor. În timpul rezidențiatului poți să lucrezi ca și rezident undeva la privat, să te duci să sub tutela unui medic? În mod legal nu cred că în funcție de cu cine lucrezi se poate și lucrul ăsta în sensul în care să fii martor la actul medical. Uh-huh. Așa însă să faci tu ceva nu cred că e legal și nu cred că e reglementat în vreun... Nu cred că e ceva pe care îl poți face. Am mai auzit cazuri, acum cred că e și fiecare. Eu, sincer, de exemplu, cred că dacă aș fi într-un cabinet privat și aș lucra pe parafa cuiva care n-ar fi acolo, mie mi-ar fi frică, sincer, pentru că văzând... așa, când ești în anul întâi, după anul întâi te apucă așa un soi de teribilism în care știi, în care ți se pare că știi tot și că indiferent ce-ți vine pe ușă, dai un inhibitor, dai un beta-blocant, dai o statină, dai un aspenter, te descurci ce poate să fie. Dar ajungând în anul 4 și văzând atâtea și văzând și reversul medaliei cât rău poți face dacă nu știi ce vezi și dacă nu știi ce tratezi,
Cred că n-aș, cred, sau eu cel puțin nu cred că sunt în punctul în care să zic că sunt confortabil să stau într-un cabinet, într-o clinică undeva și să văd pacienți eu și să... Pentru că nu știu ce-ți intră pe ușa. Sigur, poate sunt niște oameni care doar au hipertensiune și le dai un inhibitor sau un sartan și pleacă fericiți. Nu ai făcut niciun rău. Dar you never know. Și dacă nu știi, dacă nu ești antrenat, dacă nu ai acest mușchi și dacă nu știi să faci bine niște lucruri, le poți rata. Asta o să... Okay. Nu cred că neapărat... Cred că nu e locul în care să fii prematur, ca să zic așa, cardiologia. Pentru că sunt multe lucruri, sunt multe nuanțe. Dacă ai norocul să fii expus la ele și să le știi, le știi și ești atent, dar altfel poți trece pe lângă ele. Și n-aș vrea să trăiesc chestia asta pentru că la noi se întâmplă. Suntem un centru terțiar la care ajung pacienți văzuți în multe alte locuri sau care, nu știu, ajung în niște stadii foarte avansate și te uiți așa puțin pe când au fost văzuți, ce li s-a spus și așa și vezi niște erori de judecată acolo și niște lucruri la care poate oamenii ori, ori habar n-aveau ce să fac, ori nu știau despre că ar exista așa ceva. Și eu n-aș putea, adică n-aș vrea, de exemplu, să ajung într-o situație de genul ăsta pentru că nu e genul de medicină pe care o să o practic. Așa că, ca și sfat, cred că e bine să iei lucrurile în ritmul lor și nu degeaba durează 6 ani să fii specialist și să ai un examen serios. Corect. Tu cum te menții la curent? Ce unelte folosești sau cărți utile? Cred că nu prea mai vorbim de cărți acum în cardiologie. Și eu când am început anul întâi eram așa foarte entuziasmat să-mi cumpăr cărți. Întrebam toată lumea, ce cărți îmi recomandă, ce cărți? Mi-am luat câteva cărți. Cărțile care chiar sunt utile sunt cărțile clasice de ecografie, Feigenbaum, de exemplu, sau ghidurile de la EAGVI, care sunt într-o carte despre cum să faci ecografie, standardul de ecografie și mai departe. Altfel însă, ghidurile sunt piatra de temelie și pentru orice există câte un articol, am văzut, aparent. Deci orice chestie ocultă, orice chestie asta ciudată, neîntâlnită, poți să intri pe Google, pe telefon, intri și vezi. Am noroc însă pentru că, fiind într-un centru în care sunt mulți oameni, în centru terțiar și așa mai departe, fiind oameni care sunt expuși la diverse arii de interes, ei sunt la curent și împărtășesc cu noi. Ce și tare. Spun, citesc asta, ai citit articolul ăsta, dar știi că există și asta. Și evident că primind articole, fiind bombardat dacă vrei cu articole... Fie că vrei, fie că nu vrei... Da, tot ești expus și îți formezi, de exemplu, mușchiul. Cea mai bună resursă e Twitter-ul medical, o să recunosc asta. Cum adică? Am Twitter, îl folosesc pentru a fi abonat la medici cardiologi de renume, președinți de societăți europene, americane, whatever, oameni care fac eco, care fac experți în domeniile lor, care își postează articole sau care chiar, nu știu, poate pun o poză de la o ecografie interesantă și zic, uite, am făcut asta, ce credeți? Sau... Ce tare! Da, este o chestie relaxată, aplicată, practică și în loc să scrollezi, nu știu, pe Facebook sau așa, bine, nu că și pe Facebook poți să ai articole pe care să le vezi, de exemplu, vezi acolo chestii și vezi cumva și inputul celui care l-a publicat pe Twitter, adică cu ce a rămas el. Și e o chestie, nu știu, e rapidă, e super tare. Deci aș spune să cred că pentru mine asta este un mare ajutor. Sigur că în primul an am citit mult ghidurile și lucrările de referință. Dar astea sunt atât de dinamice în cardiologie încât cărțile devin rapid învechite acum. Adică, da, recomand să fii la curent cu tot ce e nou, adică cu internetul. Asta e cea mai bună resursă, o să recunosc. Nu poți altfel. Până acum, din experiența ta, de ce provocări te-ai lovit? În specialitatea Foarte asta. Multe. Minusuri, ce găsești? Acum, astea sunt niște minusuri care sunt personale, evident, pentru că fiecare cred că are o limită și o zonă de confort a lui. Minusurile sunt, nu știu dacă le pun numi minusuri, de fapt, sunt niște chestii care sunt care erau în afara zonei mele de confort. Prima este că uneori te afli în fața unui om și habar n-ai ce are. Pot să recunosc asta, mai ales în anul 1 și 2, când mă duceam în camera de gardă și mi se punea în față un EKG și trebuia să zic are sau nu infart. Ce are omul ăsta? Are o aortă de 45? Are sau nu disecție? Ești pus în fața unor chestii în care nu știi efectiv cum să reacționezi. Niște ani mai așa, cu experiența, înveți cum să reacționezi și înveți ce să faci ca să ai o atitudine medical corect față de bolnav și față de tine până la urmă.
Asta cred că a fost cel mai mare... Impact? Nu impact, cel mai mare minus pe care l-am simțit eu. Uh-huh. Pentru că eu veneam dintr-o zonă în care îmi plăcea să cred foarte mult că știu tot și că n-are ce să mă surprindă pe mine, că ce, habar n-am. Și când te lovesc chestiile astea sau, nu știu, ești de gardă, ai un pacient care e grav, ești chemat și toată lumea întreabă ce-i facem, spui, trebuie să scoți ceva pe gură, îți dai seama că stai, eu ce fac aici? Sau nu știu. Și unul, există cineva mai mare ca tine tot timpul pe acolo, asta e bine. Dar doi, înveți și tu cum să reacționezi. Trebuie să devii așa puțin felin, să spun, ca o pisică. Hai să facem un scenariu. Spune-mi, te rog, cum decurge o treabă de genul, că mi se pare fascinant. În anul întâi, o să recunosc, cele mai daunting experiențe erau să fii sunat în gardă, dar și în anul 2, de fapt, doar în anul întâi, și să-ți se spună. Aveți un pacient care are APTT-ul 50, ce-i facem? Și tu te gândeai, are heparină, cât trebuie să-i dai heparină, merge pe injectomat, cu cât îi merge. Era un proces absolut groaznic. Pentru că nu știam și mă descurcam în fața acestei chestii și recunosc că nu este corect medical, spuneam, mă duceam acolo și vorbeam că de obicei e un asistent care te întreabă lucrul ăsta. Ce să-i faci, că vede analiza și te întreabă cum vreți să facem cu heparină. Și eu îi spuneam, știți, la mine pe secție cred că ar face așa. Dar dumneavoastră cum ați face aici? Și recunosc la aceste chestii care sunt de, nu știu, de, sunt foarte practice. Am învățat mult de la asistente și am fost deschis să învăț. Însă, evident, fiind un om orgolios, nu puteam să le zic, știți, habar n-am, spuneți cum ați. Spuneam, uitați, eu așa știu că se face, dar aici pe secție cum se face ca să nu greșesc, ca să nu se supere cineva? Trebuie să știi cum să jonglezi. Exact. Dar asta a fost pentru mine, inițial a fost o chestie de neconceput și groaznică, adică eu să nu știu ce să fac, cum adică stai, eu am fost bun 6 ani, am avut medii bune, am fost numai la buget, am fost și niște ani cu bursă, adică stai, am fost olimpic pe țară, am fost în cea mai bună clasă în liceu, adică ce e asta să nu știu? Și te izbește. Dar cred că dacă eram mai încăpățânat și aș fi crezut că sunt cel mai bun și... cel mai deștept om de pe planeta asta și rămâneam cu tâmpenia asta în cap, m-aș fi lăsat probabil de cardiologie, pentru că dacă ești setat pe chestia asta și nu ești deschis că ai multe de învățat, unu, faci un burnout rapid, doi, o iei personal că ești prost și de fapt nu e despre tine, e despre câte nu știi încă și nu e vina ta că nu știi, că de asta ești aici ca să înveți. Și asta a fost un minus pe care l-am făcut într-un plus, dacă vrei. Alte minusuri sunt... Îngrijirea pacienților necesită atenție. Trebuie să fii dispus să fii acea atenție. Aici mă refer și la faptul că, indiferent de câți pacienți ai, că se întâmplă să ai oameni internați în urgență, se întâmplă să ai mai multe, sau medicul cu care lucrezi să ai un volum mai mare de pacienți într-o zi, nu poți să faci rabat. Uh-huh. Și asta cred că e un minus pentru oameni care sunt genul care, când vin la muncă, vor să aibă, să știe exact cum merge ziua lor și să plece la o oră fixă. Eu nu sunt genul care se plece la o oră fixă, adică am ore variabile când îmi termin treaba, oricare ar fi aia, plec. Poate să fie ora 3, poate să fie ora 7 seara, n-am o problemă cu asta. Dar când plec de la muncă să știu că sunt mulțumit cu ce am făcut și asta îmi dă un tonus mai mult decât a pleca de vreme și de asta pe canapea. Dar a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că indiferent de ce mi se aruncă în ziua aia, pentru că nu pot să știu și nu depinde de nimeni până la urmă, că trebuie să fac față. Eu sunt, mie îmi place puțin previzibil să știu ce fac așa într-o zi, să-mi planific de cum vin la spital, dar ești de turnat de cele mai multe ori. Și asta a fost un minus, dar acum îmi place lucrul ăsta. Mă rog, îmi place și nu-mi place. Uh-huh. Dar am încercat să lucrez cu el. Asta cu pacienții de cardio care necesită atenție, o spun pentru că e un lucru solicitant când faci gărzi și contravizite. Noi pe lângă gărzi facem și contravizite, adică sâmbătă sau duminica sau în zilele libere. What the... Da, și te duci și vezi oamenii care sunt internați pe secție. Okay. Le vezi analizele, le vezi parcursul. Lucrul ăsta pentru mine, mutându-mă din militar unde nu exista chestia asta la CCSC, a fost așa o chestie foarte exotică. Am înțeles însă că e un lucru necesar pentru pacienți de cardiologie. Am înțeles asta doar pentru că am
fost în stare să înțeleg că îngrijirea unui om care are o problemă cu inima e un proces care nu ia pauză în weekend, indiferent de ce vrei tu. Și te formează. Să vezi 15 pacienți care nu sunt toți ai tăi, să le vezi analizele, să fii atent, să le vezi starea, evoluția și să iei o măsură, te modelează pe tine, te face responsabil și satisfacția să știi că luni când vii lumea și găsește bine pacienții și că pacienții merg spre bine, e un lucru foarte mare. Reversul medaliei este că dacă nu faci lucrul ăsta într-un mod, adică dacă nu există aceste contravise, să spunem, sau nu, mă rog, nu-ți plac, ești contra lor, dacă îți dai voie să vezi, o să vezi de fapt că pacienții care nu sunt atât de atent urmăriți nu merg chiar atât de bine de fapt. Sigur că în spitalele în care nu sunt contraviste formale există o linie de gardă care vede pacienți și așadar, cum e la noi, de exemplu, unde sunt 4 secții de cardiologie, până la urmă să vezi 60 de bolnavi cap-coadă nu e neapărat fezabil. Adică de asta trebuie să existe cineva care să vadă câte 15-20 de bolnavi. Asta a fost un minus, recunosc, pentru că cuinii îi place să aibă un weekend liber. Dar și asta poate fi un plus pentru că chiar te călește să vezi niște oameni despre care trebuie să... Deci, mă rog, că sunt pacienții tăi, îi știi. I-ai văzut în timpul săptămânii, știi despre ei, știi ce să faci. Dar când vezi oameni care... 10 oameni despre care habar n-ai nimica, trebuie să-ți formezi o opinie în 3 minute, să vorbești cu omul, să-i pui întrebările ca să-ți dai seama ce se întâmplă. Să fii capabil să faci așa un snapshot al evoluției lui cu analize, cu greutate, diureză, că trebuie să urmărești totul și după să iei și o măsură terapeutică. Mi s-a întâmplat chiar la o contravizită să chemăm chirurgia să facă și să dreneze un pericard, de exemplu. Și mă gândeam așa după aceea, zic, ok, dacă nu era contravizită, probabil că pacienta aia rămânea. Ea nu era într-o stare, adică nu era în șoc, să ne înțelegem, nu era tamponată sau trebuia drenată atunci. Dar m-am gândit că probabil s-ar fi ajuns. Nu, că nu poți să știi. În seara aia, mâine dimineața sau în două zile, ar fi ajuns probabil să fie drenată în urgență. Și uite câte chestii poți să faci dacă acorzi o importanță acestei urmăriri atente a pacientului. Și asta poate fi un minus pentru oamenii care nu sunt atât de pasionați să urmărească chestii, dar, din nou, apropo de pisici, trebuie să fii puțin ca o pisică. Pisicile par așa foarte relaxate, fără așa, dar ele sunt foarte atente la tot și urmărește esențial pentru ele. Cam așa trebuie să fii și când ești cu pacientul, când ești cardiolog, decât când ești orice de fapt. Trebuie să știi ce să urmărești și trebuie să reacționezi. Ai văzut vreo pisică să, nu știu, să cadă, să se împiedice sau așa? Nu, sunt de obicei destul de atente și au niște reflexe. Asta e un lucru important. Dacă nu le ai, le înveți. Dacă nu vrei să le înveți, da, e un minus. Ce te-ai dori ca ceilalți colegi medici ai noștri să cunoască despre cardiologie și de obicei este trecut cu vederea? Hipertensiunea nu se tratează doar de către cardiolog. Șoc. Șoc și groază, da. Când ești cardiolog, evident că, sau mă rog, dacă lucrezi într-un spital care are mai multe specialități, cum era la militar, de exemplu, adeseori făceam niște consulturi care, sincer, mi se păreau abuzive. Care puteau fi făcute într-un cu totul alt mod. Și asta, unul, te împovorează pe tine foarte mult, să faci 5 consulturi extra într-o zi e inimaginabil de mult. Doi, se reflectă și în actul pe care l-ai față de pacient, pentru că nu poți să acorzi atâta timp și nu poți să fii atât de riguros, îți poți scăpa chestii. Și aș vrea ca oamenii care cer un consult de cardio și care nu sunt cardiologi să își pună o întrebare dacă îl trimit pur și simplu, sau îl pot trimite programat, îl pot trimite altfel sau dacă poate altcineva să mă ajute. O hipertensiune poate fi tratată bine mersi în prima etapă și de un internist, de exemplu, și de un medic de familie, sigur, cu un risc cardiovascular, cu un profil lipidic făcut și așa mai departe. Cere timp însă. Reversul medaliei însă, am și văzut cazuri în care niște oameni care trebuia să ajungă de mult la cardiolog n-au ajuns la cardiolog. Am trăit să văd ambele extreme. Cred că cei care nu sunt cardiologi uneori uită sau n-au așa un awareness, de exemplu, despre niște simptome basic de insuficiență cardiacă sau de angină pectorală. Și am întâlnit pacienți care ajung, nu știu, de foarte decompensați, congestivi sau care ajung cu infart și când stai și vorbești cu ei, îți vor spune că de mult aveau problema asta și că s-a spus că oboseala e de fapt de la plămâni sau de fapt e de la fumat sau nu știu, o mie de alte chestii.
Au trecut prin niște medici și, pe de altă parte, mă face să mă întreb dacă asta cu trimisul la cardiolog a tuturor, sigur că e o chestie bună că, teoretic nu scapă nimeni și de multe ori poate chiar nu-i treaba ta ca specialist de X să iei o decizie în sensul ăsta, dar pe de altă parte nici nu e bine să trimiți chiar orice, oricând, pentru că împovărezi un sistem care oricum este împovărat. Exact. Îngreunezi pe de altă parte și accesul unor oameni care au nevoie, pentru că timpul tău e limitat. Dacă faci 5 programări într-o zi și de fapt din aia 5, poate doar 2 oameni aveau reală nevoie de intervenția ta, felicitări tocmai... Da. Și asta este o problemă cu centrele mari, cred, faptul că sunt mulți pacienți care ajung și care nu sunt foarte triați. Dar asta cred că e o problemă mai mult de sistem. Recunosc. Asta cred că e o problemă mare de sistem și cred că depinde de tine ca medic, până la urmă, de orice, să-ți pui să vezi și partea asta, că ok, trimiți un om, nu e greșit să trimiți pe cineva dacă ai un dubiu. Dar gândește-te dacă trebuie neapărat să ajungă în locul ăla care e un spital mare sau poate să ajungă și la un cardiolog, de exemplu, care face numai cabinet, adică să evaluezi puțin situația. Asta cred însă că are de-a face cu, ca să mă fac așa un cerc, cu semiologia anul 3. Okay. Cred că mulți oameni uită semnele și simptomele cardinale ale bolilor cardiace, cum să le recunoască și ce să întrebe. Într-o gardă, când eram la militar, m-a sunat o doctoriță de gardă de la neurologie să-mi spună că o pacientă are durere în piept. Asta este comună, te sună totul meu. Fiind o gardă de cardiologie în care aveam, nu știu, câte prezentări la camera de gardă, alte consulturi în spital și niște pacienți severi, adică cumva era ultimul lucru de care aveai nevoie. Și eu, în naivitatea mea, am întrebat-o, cum vi se pare că e durerea? Apreciați că ar fi anginoasă? Și doctorița mi-a spus foarte franc, e treaba mea să fac asta? Și am rămas puțin șocat, am zis, ok, bine, m-am dus, am văzut pacientul, evident că am înțeles despre ce era vorba, că orice aș fi spus tot mi-era bine. Evident, era un om care n-avea nicio modificare pe EKG, avea enzime negative și o durere care părea de pretetoracic. Adică dacă puneai două întrebări, dacă erai student anul 3 la semiologie și îți luai 2 minute ca să pui 2 întrebări, era rezolvat. Și atunci chiar mă gândeam că, uite, dacă ar fi să-i spun cuiva care nu-i cardiolog, să pună niște întrebări până una alta. Unul că te ajută și pe tine ca și cardiolog, pentru că când se prezintă, suntem colegi până la urmă, când tu ca și coleg medic când spui ceva, eu iau de bună. Dacă tu îmi spui că pe omul doare în piept și că e infart, eu sunt nevoit să cred că asta e și o să vin imediat. Dar dacă îmi spui o durere care pare a fi toracică și așa mai departe, poate până să vin îți spun, fă EKG dinamică, ia enzime dinamică sau nu-i face nimic, nu știu, altă cauză, clar nu-i cardiac. Cred că asta e important, să fim atenți și la chestii care nu sunt neapărat de noi și să le căutăm sistematic și să încercăm să le deslușim puțin, nu să trimitem absolut orice la un coleg. Care e pentru tine satisfacția cea mai mare în cardio? Sincer, nici nu m-am gândit la asta vreodată. Cred că cea mai mare satisfacție, acum o să fie foarte amuzant, atunci când fac ecografie și prind o imagine perfectă, este așa un sentiment bun, nu știu, că simți că ai făcut așa o chestie wow. Altă satisfacție, bine, asta e și pentru că sunt probabil puțin obsesiv-compulsiv. Altă satisfacție foarte mare pe care o am este atunci când scriu o externare a unui pacient complex și pot să-i fac o concluzie a externării din care să se înțeleagă limpede ce are pacientul. Adeseori îți vin pacienți foarte întortocheați, dar nu că ar fi ei întortocheați, că, mă rog, dacă știi bolile nu văd de ce ar fi neapărat întortocheați, dar sunt îmbârligați, să spun, de oamenii care i-au văzut până la tine. Și când încerci să faci lumină și să și... E foarte bine să scrii concluzii către externarea asta, apropo. Nu în multe locuri sau nu în toate locurile se face, din păcate, dar e un mesaj personal al tău. Dacă mai vezi pacientul, știi ce e vorba cu el și dacă îl vede altcineva, înțelege și el. Încurajez măcar să vă faceți așa în cap, când o să fiți rezidenți de cum cardio. Ar suna o concluzie? O să citesc pe o doamnă doctor care a spus o vorbă foarte bună și a zis că numai la voi în concluzie și urmează o pagină. Concluzia nu e chiar o concluzie. Concluzia e un eseu. În concluzie este ce e particular la cazul ăla, care, apropo, e o probă la examenul de specialitate, să-ți pui
particularitatea cazului. Practic asta înseamnă. Când scrii în concluzie, spui în concluzie, e vorba despre un pacient de X ani cu factor de risc cardiovascular, investigat pentru, nu știu, cu valvulă, cu o problemă, cu ce probleme are pacientul și ce e particular la cazul lui și ce atitudine terapeutică ai adoptat tu și de ce, da, de ce nu alte chestii. Practic 1. Te forțează să știi bine ceea ce scrii, pentru că e un act, e un act legal. 2. Te forțează să fii limpede în gândire și să ai un raționament, și asta este un lucru extrem de valoros, să fii logic. Și 2. Te forțează să ieși din zona asta de obscuritate în care există chestii ciudate și nu știu, și nu prea știu ce să cred. Ar fi asta, poate fi asta, dar ea spune așa. Chiar te învață să iei ce e esențial și să arăți că ai înțeles cazul. Asta, să știi că e o mare, e un lucru de care sunt foarte mândru când scriu o mare externare. Șefa mea are, mă rog, mai râde de mine și spune că fac piruete, pentru că uneori la unele externări îmi place să mă complic așa cu niște chestii, să arăt că am citit despre asta și că nu e asta de fapt. Dar acum, pe măsură ce cresc și avansez și eu, îmi place să scriu cât mai sumar și cât mai inteligibil, adică să reasă esențialul din ele. Asta te ajută pe tine, tocmai ce am spus, ajută foarte mult și pacientul. Dacă este un pacient sensibil, cum place mie să spun, adică de care s-ar feri oricine, și oamenii ăștia ajung la camere de gardă oriunde, evident că nu sunt toți din București, deci după ce îi vezi tu poți să ajungă oriunde cu o problemă. Ajută pe colegul care îi vede, pentru că citește acolo și altfel preia cazul, decât să stai să te uiți pe niște externări de 5 foi și să vezi investigația asta, ce a spus, ce a făcut, sau te întrebi, oare de ce nu s-a făcut asta? Ai acolo un mesaj și vezi. Când ai pacienți care sunt cu niște boli astea ciudate, cum le numește toată lumea, sincer, aceste concluzii și recomandările sunt efectiv niște instrucțiuni de utilizare despre do's and don'ts. Pentru că sunt conștient că nu toată lumea are beneficiu, mă rog, sau șansa de a lucra într-un centru de expertiză cu boli astea ciudate și să vezi chestii, să înțelegi lucrurile astea, și te ajută să nu greșești. Pentru că e greu să stai în gardă cu telefonul să citești despre sindromul ăsta foarte rar, despre care n-am auzit ce e asta, habar n-am, și alte să vezi scris de un medic așa, nu știu, ca pentru un alt medic, uite, e vorba despre asta, nu face asta, fa asta, poate fi asta. Salvează pacientul până la urmă. Foarte tare. Da. Trebuie să te gândești ca și cardiolog că totul are o... ca și doctor, de fapt, asta, că ca și cardiolog totul trebuie să aibă o finalitate și nu e nimic doar de dragul de a arăta că știi mai mult sau că ești mai mult sau... Totul trebuie să fie practic și aplicat. Okay. Beneficiul pacientului până la urmă, și beneficiul pacientului înseamnă că e înțeles de medicii care îl văd. Tu, ca medicul Mihnea Castian, ce planuri ai pe viitor în lumea cardiologiei? Ce spui? Da, e o întrebare bună. Fiind expus cumva la partea de boli rare, de cardiomiopatii, de boli ale mușchiului, și nu doar, și canalopatii și aortopatii, de exemplu, îmi place în continuare zona asta foarte mult și îmi place să văd pacienți de genul ăsta, chiar că acum nu sunt într-un loc în care îi mai văd, pentru că nu mai sunt pe etaj cu șefa mea. Dar m-am gândit ce pot să fac eu cu chestia asta. Că sigur, pot să fiu un medic care e axat pe boli genetice, pe boli rare. Sunt medici care fac doar o boală rară în afară. Adică sunt cardiologi care văd numai o boală Fabry, de exemplu, sau doar amiloidoze. Sau... Deci în afară lucrurile sunt foarte nișate. Și gândindu-mi meu eu cum aș putea să fac, să profit de acest background pe care l-am, am ajuns la cardiologia sportivă. Pentru că de cele mai multe ori despre atleți, lumea fuge în câmp pământul, pentru că unul sunt cazuri foarte mediatizate, dacă evident moare cineva subit pe teren, toată lumea începe să... Este șocant să vezi un om tânăr căzând brusc, unii trăiesc, alții nu, apropo și de cazul lui LeBron de acum câteva zile, fiul lui LeBron. Și pe de altă parte e un loc în care cred că dacă nu știi exact ce cauți și ce vezi, poți să faci un abuz, în sensul în care poți să interzici sportul și o meserie pentru un om și un stil de viață pentru un om într-un mod care e nejustificat. Iar eu, de exemplu, asta, pe zona asta vreau să mă axez,
Pentru că în România nu există neapărat un loc sau niște oameni care să facă doar asta într-un mod, cum să spun, constant. Evident că ajung astfel de pacienți la cardiologi și sunt văzuți, dar nu e cineva care să facă asta în mod sistematic. Am avut șansa să am astfel, să văd cu doctor mai mare, evident, astfel de pacienți și de cel mai multe ori li s-a spus dinainte că nu mai ai voie să faci sport, ia-ți gândul, get over it, fă-ți altă carieră, ai 24 de ani, ai făcut numai, nu știu, un sport de performanță, o viață întreagă, asta, din asta trăiești, brusc se spune... Găsește-ți altceva. E dureros să-i vezi că... și culmea este că e așa o zonă în care nu, adică nu dai un tratament, nu operezi, mă rog, nu operezi pe nimeni, nu. Dar să diagnostichezi niște chestii de genul ăsta, să zici când ești într-o zonă gri și când de fapt n-ai nimic de făcut, e un mare impact și un mare serviciu pe care îl aduci unor oameni. Și aici cred că e important ca tinerii noștri colegi să știe importanța unor centre de expertiză. Poate nu te pasionează bolile rare, bolile astea nișate, că e cardiologie sau că e altceva și cred că și tu știi chestia asta ca dermatolog, că sunt anumite boli rare care probabil sunt centre în Europa care se ocupă de asta. Și eu îmi fac, de exemplu, și doctoratul pe sclerodermie, care e, mă rog, nu e așa o boală rară, să spun, dar e o boală răruță, dacă vrei. Sunt centre care văd numai pacienți cu sclerodermie. E important să treci la un moment dat în pregătirea ta și mai ales ca și cardiolog printr-un centru de genul ăsta. De ce? Pentru că poate nu te vei ocupa de pacienți de genul ăsta și sunt conștient că n-avem cum să ne ocupăm toți de astfel de pacienți pentru că există și boli normale, ca să zic așa, dar să știi când să trimiți. Lucrul ăsta l-am văzut de prea multe ori, să identifici ceva dubios, ceva care te depășește pe tine pentru că nu e expertiza ta pur și simplu, și să-i zici, din comoditate și din nu vreau să mă complic, n-aveți nimic. Noi n-avem reflexul ăsta, din păcate, sau cred că sunt prea puțini medici în România care au reflexul ăsta să trimită către cineva care se ocupă de asta, ca și centru de expertiză. Să zici, mă depășește lucrul ăsta, habar n-am, nu știu, poate că e ceva ciudat într-adevăr, hai să trimit eu mai bine către, să faci așa un referral. În Franța, de exemplu, lucrul ăsta este la ordinea zilei și adică, nu știu, e așa o chestie, un reflex. E ceva care e în area ta de interes? Nu. E ceva special care te depășește? Ok, trimite. La noi, din păcate, nu știu, cred că nu s-a împământenit chestia asta sau nu știu, e așa o inerție. Și chestia asta are un impact foarte mare asupra pacienților pentru că li se întârzie un diagnostic și poate și un tratament. Din păcate. Și asta nu-i doar în cardiologie, cred că și tu în dermato ai văzut situații astea ciudate, cum li se spune. Înainte să fiu la CC Iliescu, am lucrat la Spitalul Militar Central cu doctorul Jurcuț pe secția de intern, ca și parte a stagiului de cardio. Și mi-am ales să mă duc acolo pentru că se ocupă de, din nou, boli ciudate. Boli autoimune și boli autoinflamatorii și imunodeficiențe. Și am văzut boli necardiologice, evident, imunodeficiențe, oameni care au nevoie de tratament cu imunoglobuline fiind o chestie născută, deci nu dobândite, la care au trecut prin zeci de medici, inclusiv dermatologi, pentru că sunt manifestări cutanate, neurologi, au polineuropatii, tot felul de așa, și până să ajungă la cineva care să-i trimită către astfel, către un om care face doar asta, durează mult timp și e vorba despre un om la care întârzi un diagnostic și un tratament. Și experiența aia m-a făcut să fiu foarte conștient și o recunosc. Ceva ce nu știu, prefer să întreb chiar și un coleg de-al meu care e rezident și care poate face, de exemplu, cum am doi colegi care sunt specializați pe boală Fabry sau pe Amilo, îi întreb pe ei, de exemplu. Chiar dacă și eu am văzut genul ăsta de bol, dar nu mă ocup, adică nu e area mea de interes neapărat, și îi întreb pe ei. Nu știu de ce la noi există așa o inerție, ți-e rușine să întrebi, să nu vadă că sunt prost, nu știu care e. Cred că asta se învață și în rezidențiat. Dacă vezi la oamenii mari din jurul tău că lucrul ăsta e un lucru ok și normal până la urmă, că nu e vorba că nu știe, vorba doar că nu face asta și e ok, dar aș încuraja lucrul ăsta. Okay. Să
știe lumea că există și boli ciudate și că există oameni care se ocupă de ele. Și cred că România la început, mă rog, de fapt nu a spune că la început de drum cu chestia asta, dar există din ce în ce mai mult un awareness pe care îl fac oamenii care se ocupă de bolile astea despre faptul că există centre care fac exclusiv bolile astea și că se pot trimite oameni și că nu trebuie să întârzie acest lucru. Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, care este cel mai important sfat pe care l-ai dat tu unui absolvent de medicină care își dorește să urmeze cardiologia? Bună întrebare. Nu cred că am neapărat un sfat. Cred că am, adică, i-aș da un sfat să nu se proiecteze foarte mult. E amuzant când îi văd pe colegii mai mici de anul întâi care de-abia încep în prima lună, nu că eu nu aș fi fost la fel, dar acum când îi vezi pe alții și mai conștient de lucrul ăsta, că vin așa, nu știu, cu niște proiecții, cu niște filme în cap, că se întâmplă asta, că fac asta, că așa. Nu, nu proiectați, e păcat, o să vă stricați experiența. Fiți deschiși la ceea ce se întâmplă, luați totul, întrebați-vă ce se întâmplă în jurul vostru, fiți curioși. În primul an, cred că e un an în care oricum nimeni nu se așteaptă de la tine să faci neapărat ceva, ci doar să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, să spui întrebări. Asta apropo și de urmăritul pacienților până la urmă. Dar nu se va aștepta nimeni să vii să spui din a doua lună, a, dau furosemid atâta, îi dăm entresto, gata, știu ce să fac. Nu, lumea se așteaptă în primul an să ai un ochi în a observa lucruri și în a spune întrebări. Sfatul meu cel mai important e, cred, să nu proiectezi. Să nu vii și să zici, eu știu din facultate de cardiologie, am văzut atâtea chestii la cardio, am făcut într-un loc super șmecher, asta mi-am dorit 6 ani, eu știu asta, așa că nu merge, pentru că o să te lovești de un zid al realității și o să-ți o iei în freză, ca să spun pe românește. Cred că e cel mai important sfat. Și al doilea sfat, poate nu e chiar cel mai important, ar fi să nu ajungi, să nu cazi în capcana unei concluzii în ceea ce privește un caz sau un pacient. E bine să-ți faci o idee cam ce ar avea pacientul, dar întreabă-te tot timpul ce ar putea fi. Și în cardiologie sunt boli care nu sunt manifeste din prima, chiar dacă pacientul are câteva simptome. Într-un an, poate că are alt diagnostic pacientul, să fii deschis la lucrul ăsta și niciodată să nu iei neapărat personal că nu te-ai prins din prima. De fapt, cred că ăsta ar fi cel mai important sfat. Nu la personal. Nu e despre tine. Dacă o faci să fie într-adevăr despre tine, o să greșești tot timpul. Și o să-ți dovedești doar că ai greșit și că nu ești suficient și o să te enervezi și o să te frustrezi și o să renunți la a fi cardiolog, o să faci ceva ce ți se pare ușor. Și nu cred că există ceva ușor neapărat în medicină. Super. Fiindcă am ajuns la final, vreau să îți mulțumesc încă o dată că ești prezent aici și că ai venit și pe mine cel puțin m-ai minunat cu informațiile pe care mi le-ai dat. Sper ca și cei care ne vor urmări vor fi la fel de încântați și poate pe unii chiar i-ai convins să urmeze cardiologia chiar la fundeni, deși da, acolo erau... Da, nu, suntem, nu. Suntem deschiși, suntem... Acum lăsăm gluma la o parte. Locul în care sunt poate fi un loc super și chiar minunat dacă ești rezident și vrei să înveți, pentru că poți, ai acces la foarte multe lucruri, ai acces la niște oameni care sunt, cum să spun, sunt niște oameni care au fost în niște locuri în lume, au fost pregătiți de niște mari nume în cardiologia mondială. Și sunt niște oameni special cu totul. Acum știu cum să sune alaudă, dar chiar ăsta este adevărul. Nu spun că nu poți învăța și din alte locuri, dar spun doar ca idee că e bine să fii expuși la astfel de oameni, pentru că îți dai seama că există mai mult decât ceea ce credeai că există. Eu când am început cardiologia, după cum bine rău spuneam de fapt, credeam că e doar vorba despre niște pasile și de un tratament. Cu ani, însă, fiind expus la cât mai mulți oameni și plimbându-mă din loc în loc, și asta este important, apropo, să nu te cantonezi într-un singur loc, cred eu, am învățat că există mai mult decât și că există niște chestii wow în cardiologie și că poți să faci din meseria asta un lucru minunat. Și ce poți să faci acum în cardiologie?
sunt ferm convins că cei care intră acum cardiologi nu știu cum va arăta în 6 ani cardiologia și nu-și imaginează ce vor face, pentru că sunt atât de multe ramuri și o să-ți meargă mult și pe intervențional, pe imagistică în intervențional, adică vor fi oameni care vor face numai niște chestii în astea super nișate, încât poți să alegi foarte multe lucruri în cardiologie. Ai foarte multe opțiuni. Ai foarte multe opțiuni, da, adică chiar sunt și niște, mă rog, niște zvonuri că cum ar fi mai bine să faci 3 ani de cardio generală și după aceea fiecare să facă ce vrea, intervențională, imagistică. Wow. Da. În afară, mai ales în state, există această modă de fellowship-uri în care te duci, de exemplu, și faci fellowship de insuficiență cardiacă avansată și tu ești expert supra-specializat, dacă vrei, pe insuficiență cardiacă avansată sau pe boli rare sau pe aortopatii, boli ale aortei. What? Sau pe valvulopatii. Sunt oameni care fac doar valvulopatii. Era și o glumă pe Twitter, că apropo de Twitter-ul medical, că ești expus la ce fac oamenii din lumea întreagă. Un pacient complex se întreabă de câți cardiologi am nevoie. De 7. Cardiologul generalist, cel care mi-a pus device-ul cardiac de la electro, cel care mi-a pus stenturile, intervenționistul, cel care îmi va pune valva minim invaziv și cel de reabilitare, care, apropo, e o chestie super mișto pe care nimeni nu o face. Deci dacă vreți să explorați chestii noi în cardio, reabilitarea este o chestie care cred că va fi pe val niște ani. Okay. Și care, în păcate, în România nu există la momentul ăsta la un nivel la care să acceseze, să fie accesată de mulți pacienți. Există centre la Cluj, de exemplu, și așa, care fac, dar clar sunt nevoi mai mari. Asta apropo de ce puteți face în cardiologie. Sunt tot felul de uși pe care poți să intri și nici nu știi ce îți creează. Și de fapt, cred că nici nu știi ce îți dorești în primul an, adică despre ce vorbim. În primul an ești oricum... Observator, te poși de orice, adică și observator mai mult. Ești observator, da, și de asta, apropo, un sfat important e să, dacă simți că nu mai ai ce învăța dintr-un loc, să-l schimbi. Poate pare că ești instabil, poate pare că ești nesigur, dar cred că câștigul când ești rezident e că poți să fii așa puțin nomad, să te plimbi în locul, că e vorba de România, că e vorba de în afară, să te plimbi, să vezi oameni, cum fac, cum gândesc. Unii mai bine, alții mai rău, dar nici nu contează. E vorba doar că ești expus la informație medicală alta decât ceea ce ești obișnuit. Pentru că ai luxul cât ești rezident să pui întrebări, să vezi multe și așa. Însă când ești specialist și pe parafa ta și primar să te minuneze când auzi ceva e puțin cam ciudat deja. Mm-hmm. Nu prea mai luxul ăsta să te minunezi, să întrebi ce-o fi asta. Trebuie să ai puțin habar. Asta cred că ar fi alt sfat. Cel mai mare sfat însă pe care cred că l-am, apropo, dacă ești student și dai la rezi, indiferent că vrei cardio sau nu, este să iei cât mai mult la rezi, doar pentru a avea luxul să știi că indiferent ce-ți tună capul, cum s-a întâmplat la mine, să poți alege absolut orice. Asta, să recunosc, nu fii limitat la ceva. Recunosc că asta a fost și la mine un motiv pentru care am luat cardio, pentru că am zis am 886 de puncte. Pot să aleg orice până la urmă și după da, am putut să aleg orice. Deci de ce să nu aleg cardio până la urmă? Deci cam asta a fost, apropo, una din gândiri. Recunosc, e și asta un factor. Dar ca să faci asta trebuie să ai și punctajul. Și încurajez, poate nu e foarte important ce știi că vrei să faci, probă, dar e important să vezi de pasul pe care le-ai făcut, adică să știi că ai luat o notă la rezi care, cu care să fii comod. Și asta cred că, apropo, și de grilele voastre ajută și de absolut orice curs pe care îl iei în paralel sau orice, numai ca să iei un punctaj cu care să fii tu comod și cu care să știi că nu ți-ai dat o șansă. Exact. Pentru că am avut și colegi care și-au dorit foarte mult ceva, au luat un punctaj la rezi care le permitea să ia acel lucru și după au zis da, eu aș fi vrut să iau, de fapt, altceva și n-am notă de așa ceva. Oh, wow. Da, și nu poți să știi, adică sunt și oameni care au învățat poate mai puțin pentru că s-au gândit că nu știu ce vor ei să ia cu notă mai mică și că ce contează. Mm-hmm. Asta apropo și de proiectat, că nu-i bine să proiectezi niciodată. Super. Noi te felicităm pentru omul care ai devenit și pentru alegerea pe care ai făcut-o, chiar dacă și mai am 3 ani de rezi, apropo, deci... Da. Nu, 2 jumate. Chiar dacă a fost fulger așa, da. Da. Eu cel puțin cred că ai ajuns în locul potrivit
Și de asta te felicităm și poate pe Mulțumesc. Viitor vei fi dispus și la alte proiecte de ale noastre de genul, unde o să vorbim cum mai este viața ta în acel moment. Da, chiar și eu aș fi curios, că eu sincer nu știu acum, dar cred că ăsta e și farmecul când ești tânăr și la început de drum și cred că în medicină poți să fii oricând tânăr și la început de drum, la orice vârstă, este că nu știu unde o să fii niște ani, că nu știu ce o să-ți crezi, ce o să faci și e exciting. Acum și dacă vrei asta, dacă vrei, dacă nu știu, crezi că știi ce-ți dorești deja și ai așa un drum, go for it, s-ar putea să nu fii neapărat ce-ți dorești. Probă și cu mine, că cream că-mi doresc altceva. Super. Și eu vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Cu drag.